Rămânând la acest capitol, să spunem, al încercărilor de dobândire a sarcinii, de corecții care pot fi efectuate pentru a dobândi o sarcină, se mai vorbește de blocarea, înfundarea trompelor uterine. Da. Se pot fi corectate chirurgical. Uneori da, uneori nu. Din fericire, procentul de ocazii în care reușim să facem ceva e mai mare decât cel în care nu reușim să facem nimic. Blocarea trompelor este o chestiune care are un impact, să presupunem, de 40-45% în tot lotul de infertilități pe care îl vedem. Deci undeva pe aici cred eu că e corect, 40%. Și lucrul ăsta se întâmplă din cauze extrem de multiple și polimorfe. Sigur că vorbim de infecțiile pelvine, de inflamațiile pelvine, de sindromul aderențial, uneori dinainte, uneori după operații, intervenții chirurgicale, și ele având o lungime de 10-12 cm, sunt multe locuri în care se pot bloca. Pot se blocheze la originea din uter sau din contră în capătul opus. În funcție de asta și posibilitatea noastră de a interveni este nuanțată în funcție de fiecare situație. Dar dacă trebuie să ținem cont de faptul că ele nu au doar un rol anatomic și un suport mecanic, adică dintr-o parte e preluat, din partea dinspre ovar e preluat oul, ovulul, și din partea cealaltă vine spermatozoidul, undeva în mijloc se întâlnesc, se formează oul și coboară în uter. Deci e ca și cum între noi doi acum ar fi un perete de... ar trage cineva un perete de rigips. Putem să ne auzim, dar nu putem să ne vedem. Nu putem să ne întâlnim. Și atunci, depinzând de locația în care e tras peretele ăsta în zona trompei, sau dacă cumva nu toată trompa e blocată, lucrurile sunt nuanțate. Și mai este un fenomen... Adică se poate sau se nu poate, interveni în funcție se poate de... străpunge acest obstacol, dar mai e un lucru extrem de important și pe care l-am cunoscut odată cu trecerea anilor, la modul fizic. Pentru că eu credeam, când eram foarte tânăr, că deblocarea unei trompe a rezolvat problema. Nimic mai fals decât asta. M-am înșelat ca de atâtea ori în viață. Trompa înăuntru are niște perișori care plimbă lichidul din trompă și în felul ăsta mecanic conduc oul înapoi în uter. Dacă procesul patologic, inflamația, infecția și așa mai departe sunt prelungite, perișorii se bărbieresc, nu mai există. Și atunci trompa face doar un efect mecanic. Singurul lucru bun care se poate întâmpla într-o astfel de intervenție reușită, repet, din punct de vedere chirurgical, este ca oul să nu mai fie plimbat, să rămână în trompă, și asta se cheamă la noi în carte sarcină extrauterină. Deci femeia are riscuri, riscuri mari și nu are beneficii, pentru că operația este reușită. Noi ne mândrim cu asta, nu că asta facem. Și după aceea constatăm că de fapt noi am făcut un bine, am făcut un rău. Un rău cu bună știință, pentru că trebuie să-ți dai seama că așa ceva. Și se observă chestia asta pe ecranul televizorului. Perișorii ăștia, din păcate, nu. Dar există o chestiune aproape matematică, un bilanț matematic care pune note pentru fiecare element al structurii trompei, colorație, cum arată, dacă e umflată, dacă nu e umflată. Și la sfârșitul acestui calcul simplu îi dăm o notă și știm precis ce se va întâmpla. Și atunci acționăm în consecință. O scoatem. Chiar dacă ea e patentă, e mecanic bună, trebuie scoasă, pentru că... Pentru riscul de extrauterine foarte mare. E foarte mare. Să spunem, se produc hemoragii. Se produc hemoragii care pot, da, cataclismice, care pot pune în pericol însăși existența femei. Pe de altă parte, o trompă care este reparată, dar nu este funcțională, acumulează un lichid care ulterior se poate, există riscul mare să se infecteze din microbii tractului genital, să facă un absces. Un absces care ulterior poate să, când crește foarte mare, să pocnească în burtă efectiv. Și asta înseamnă peritonită consecutivă. Dar,
practic, să spunem, aici sare, impune fertilizarea in vitro. Se îndepărtează pericolul chirurgical, rămâne exact. Fără trompe, dar poate dobândi o sarcină prin, prin fertilizare in vitro. E chiar mandatoriu să extirp trompele într-o astfel de operație, pentru că chiar dacă nu e infectată, chiar dacă acumulează un lichid care e toxic pentru embrion. Și în momentul în care în fertilizare embrionii sunt puși în uter de către cel care face procedura asta, o mică spălătură cu lichidul ăla toxic îi omoară și din păcate se întâmplă. Ploaia acidă, cum e în grădină. Exact.